lui. Credeți că aceasta e o explozie puternică? Să știți că o potențială deflagrație a depozitului de la Cobasna va fi de 10 de ori mai mare decât aceasta. În video este momentul în care rachetele rusești au afectat centrala termică din Harkov, unul din cele mai mari noduri energetice din Ucraina. Imaginile cu exploziile din țara vecină nu odată ne-au adus cu gândul la depozitul cu armament din raionul Râmnița. Dacă vă va spune cineva că știe cu exactitate cât armament e acolo, în ce condiții se păstrează și care va fi soarta acestuia în viitor, să știți că sunteți trași pe sfoară, ori discutați cu vreun general rus. Noi nu vom face nici prima și nu suntem nici militari, dar vom relata sumar ce se știe despre acest depozit și cât de periculos poate fi. We call on the complete and unconditional withdrawal of Russian troops. We call on the destruction of ammunition from Cobasna stockpiles, which pose a security and environmental threat to the region as a whole. Cu toții cunosc faptul că a fost înființat cu 82 de ani în urmă, acolo fiind stocată o mare parte din muniții după retragerea trupelor sovietice din fosta Republică Democrată Germană și Cehoslovacia. Un alt factor bine cunoscut este că depozitul e păzit de un grup operativ al trupelor ruse, GOTR, sau fosta armată a 14-a, despre care v-am relatat cu lux de amănunte în primul DEX. E prezența militară străină ce se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Ce se știe cu mai puțină precizie e cât armament se află cu adevărat acolo. Conform misiunii OSCE în Moldova, din totalul de 42.000 de tone de muniții stocate inițial în Transnistria, în anul 2001 au fost evacuate în Rusia 1.153 de tone, ceea ce ar fi doar 3%. În 2002, 2.405 tone, adică 6%, și în anul 2003, cea mai mare parte din ele, 16.573 de tone, constituind cam 39%. Așa s-a format aproximația că acolo s-ar afla între 20 și 21.000 de tone. Dar cum s-a ajuns ca acest depozit să nu fie nici al nostru, dar nici să fie cărat patron cu patron din Moldova? După destrămarea Uniunii Sovietice, chiar dacă primul președinte al Moldovei, Mircea Snegur, a semnat un decret prin care includea tot patrimoniul militar sovietic de pe teritoriul noi republici formate drept patrimoniu al Republicii Moldova, documentul a fost trecut cu vederea. Trupele, împreună cu munițiile, au fost trecute mai întâi în sub jurisdicția CSI, ca să nu fie atât de scandalos transferul, și ulterior, drept în componența Federației Ruse. Nu a vrut Boris Yeltsin să ne lase cu atât armament. Au fost multe discuții. De ce cu noi s-a procedat așa, dar nu a urmat scenariul Ucrainei, ce a rămas, pentru puțin timp ce-i drept, cu armament nuclear, ce a aparținut tot Uniunii Sovietice? Pentru că așa s-a practicat în mare parte după destrămarea Uniunii. Rămâneai cu tot ce era la acel moment pe teritoriul tău. Noi am rămas însă cu mari probleme de securitate. Autoritățile moldovene, puțin auzite în anii 90, au început să ceară retragerea acestora, direct după ce au fost revendicate de ruși. Iar în cele din urmă au ajuns la un numitor comun. Negocierile acordului cu privire la statutul juridic, modul și termenele de retragere a formațiunilor și armamentelor militare ale Federației Ruse s-au încheiat la 21 octombrie 1994, la 2 ani de la războiul de pe Nistru. Federația Rusă s-a obligat să realizeze evacuarea pe parcursul a 3 ani din ziua intrării în vigoare a acelui acord. În consecință, Moscova a mers pe calea înghețării conflictului transnistrian pentru a nu-și retrage trupele din regiune. O politică pe care o aplică cu succes până în prezent. Textul acordului a fost aprobat la 9 noiembrie a aceluiași an de Guvernul Republicii Moldova, însă acesta nu a fost ratificat de partea rusă. Diplomații moldoveni, înțelegând că Rusia nu intenționează să ratifice acordul moldorus din 1994, au căutat noi căi. S-a obținut ca în textul declarației summitului de la Istanbul din 1999 să fie introdus un paragraf special
cu privire la retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova, prin care Moscova s-a angajat, deja pentru a doua oară, să-și retragă trupele din regiunea transnistreană până la sfârșitul anului 2002. Retragere ce a început, cum am menționat mai sus, în 2001 și nu s-a mai încheiat. În culegere de documente și materiale privind trupele de ocupație din Moldova de Mihai Gribincea, veți găsi tabele și grafice privind evacuarea reală munițiilor rusești pe ani și cantități, culegere pe care o recomandăm cu încredere. Se spune că atunci rușii au evacuat ce au avut mai bun, iar ce a rămas este la dispoziția și folosința grupului operativ, dar și a formațiunilor paramilitare transnistrene. Depozitul mereu a fost privit de traficanții de arme ca o tortă din care se poate înfrupta. Astfel, armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova a ajuns să fie folosit în conflictele din Libia și Irak. În aceste condiții, cifra reală a ce a mai rămas acolo e cunoscută de foarte puțini, pentru că timp de 3 decenii, de acolo s-au tot aprovizionat structurile transnistrene cu armament și muniții, fiind în impas să le cumpere din străinătate sau să le producă pe intern. Din spusele oamenilor din regiune, soldații din pretinsă armată transnistreană, când erau scoși la exerciții, chiar nu aveau limită, puteau să tragă fără grijă cât doreau. Același lucru se întâmplă și cu grupul operativ rus. Pericolul inevitabil este că aceste muniții chiar degradează de la an la an și, dat fiind faptul că ce a fost mai bun deja nu mai e păstrat acolo, depozitul e o mare bombă ecologică. Estimările exprimate public e că o potențială explozie la Cobasna va produce o deflagrație între 10 și 20 de kilotone, iar raza undei de șoc va distruge pereții de cărămidă și structurile din beton armat la o distanță de 4,5 km. Raza totală poate depăși kilometri, fiind resimțită de raionul Râmnița la cele mai înalte cote, adică vor fi sparte ferestre și se vor clătina unele clădiri. Cert este că ar putea fi auzită de toată Moldova. Însă nu doar momentul exploziei e unul periculos. Urmările pentru mediul ambient nu vor putea fi estimate niciodată până la producere. Ce se va întâmpla cu apa și solul reprezintă cea mai strigentă întrebare. Ce se va întâmpla cu uzina de ciment și cea metalurgică din Râmnița? Pe teritoriul acestor întreprinderi se păstrează morminte cu materiale radioactive. Însă despre acest fapt se vorbește foarte puțin. Dar într-un moment dat, toate problemele vor avea nevoie de o rezolvare. Unica inspecție în ultimii 30 de ani la acest depozit a fost efectuată de către un grup de ambasadori SCE și a fost mai mult o vizită de familiarizare. Cert este că nu li s-a permis atunci accesul în toate depozitele. Abia în 2018 am putut vedea cum arată unele încăperi și teritoriul depozitului, datorită unui propagandist militar rus de la postul de ținut de armata rusă Zvezda. Desigur că aceste imagini au trecut un filtru și s-a arătat doar ce s-a dorit să fie văzut. Ce ar putea să bucure e că totuși armamentul e păstrat în pământ. Acest fapt ar putea opri din puterea exploziei. Alarmant totuși ar fi că toate depozitele sunt acoperite cu un material ușor inflamabil, azbest. Tot din reportaj vedem că teritoriul depozitului este împărțit pe secțiuni, iar pământul este prelucrat pentru a preveni un eventual incendiu, chiar și de vegetație. Nu există un sistem antiincendiu, iar alarma în caz de aprindere este lăsată la vigilența militarilor, deci nu este niciun proces automatizat în acest sens. Camerele de stocare au rămas în forma inițială, așa cum erau cu 80 de ani în urmă. Вам никто и никогда не скажет, сколько таких складов у нашей армии и что там хранится, но у Колбасны особая судьба. Так вышло, что этот склад принадлежит России, но находится далеко за ее пределами, в непризнанной Республике Приднестровье. În acel reportaj s-a deschis puțin cortina, dar doar pentru că Moldova punea tot mai multă presiune la nivel internațional pentru utilizarea acestor muniții. În 2019, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a efectuat o vizită la Chișinău, dar și în stânga Nistrului. Atunci, în timpul președinției lui Dodon, autoritățile au permis ca ministrul unei armate, ce staționează ilegal pe teritoriul tău, să meargă la militarii săi cu discursuri și inspecții. Într-un ultim interviu realizat de noi cu Valeriu Mijea, secretar de stat în domeniul politicii de apărare, oficialul ne-a spus că există o înțelegere ce ține de depozit, că el trebuie utilizat. Însă această legătură
între Ministerul Rus și cel moldovean de apărare s-a rupt odată cu declanșarea războiului în Ucraina. Agresiunea rusă în țara vecină a ridicat riscul și asupra depozitului. Temerile sunt că acesta poate fi obiectul unor provocări, ce s-ar putea finaliza cu o catastrofă umanitară pentru întreaga regiune. Luna aprilie acestui an a fost una din cele mai tensionante pentru securitatea țării. Exploziile ce au avut loc în stânga Nistrului se îndreptau tot mai mult spre localitatea în care este depozitul, însă provocările s-au limitat la faptul că s-au auzit focuri de armă la hotarul Ucrainei cu Republica Moldova în apropiere de satul Cobasna. Există ipoteze că aceste explozii din stânga Nistrului, ce au ocolit până acum depozitul, a fost cu scopul de a justifica prezența militară rusă, precum că ar fi necesară, iar evacuarea militarilor ruși ar pune în pericol munițiile. Soluția pentru această problemă ar fi în construcția unor camere de detonare sau montarea unor containere pirotehnice și alte echipamente ce ar permite detonarea munițiilor în mod controlat. Acest proces va fi unul foarte costisitor și aici din nou apare întrebarea. Cine va plăti pentru el? Până la urmă, dacă nu se va plăti cu bani, se va plăti în cel mai prost scenariu cu vieți. Este teritoriul din stânga Nistrului controlat de Chișinău sau nu, problema va fi a Chișinăului. Orice s-ar întâmpla, autoritățile transnistrene nu sunt subiecte dreptului internațional, iar toată răspunderea e pe conducerea țării, ce este responsabilă de teritoriul său în limitele granițelor internațional recunoscute. Aceasta este o problemă de interes regional, dar trebuie să fie, în primul rând, una de interes național, așa încât ce se întâmplă la Cobasna se intereseze pe fiecare locuitor al acestei țări. Oamenii trebuie să ceară soluționarea acestei probleme, în special acum, când Moldova are ușile deschise în cele mai importante cancelare ale lumii. Cu toții trebuie să înțelegem că depozitul nu se va evapora ca prin minune. Situația lui se va înrăutăți pe zi ce trece. Pentru mai multe informații și actualizări despre cel mai mare depozit cu armament din Europa de Est, accesați platforma noastră web. Între timp, te poți abona la canalul nostru de YouTube pentru a vedea primul următorul video, iar dacă ai posibilitatea de a ne susține financiar, te așteptăm pe Patreon. Pentru noi, contează foarte mult!